Hai, salutare oameni buni! Bine v-am găsit! Bine ați venit pe Fane și Câinii! Suntem aici cu domnul Ionel. La domnul Ionel, la Gârbov. Gârbov, Jargă. Așa? Vrea să ne prezintă, ce vrea să ne prezentați aici? Negru Costu, Bucovina. Ciobănesc de Bucovina. Ce vreți să vă mulțumesc? Nu mai vrea să e legat bine corbul, că l-am văzut agresiv. Ce vârstă are? 8 luni are. 8 luni, da. Bucovina, 8 luni? Bucovina. Aha. Da, e frumos, iau fi. Și corbul cât are? 2 ani sau cât are? Un an jumate. Ia-o, negri fane, dacă poți să-i dai un fum așa. Frumușel așa ca și corp. Da, da, frumușel. E ce trebuie. Și pare agresiv, e frumos. Mă-mi place. De când a început el să fie agresiv așa, să bage? La un an. La un an se băgă de lume. De la un an? Da. Bun, e bun, cald, ce să fii Ciobănescu de Bucovina. Aveți și oi așa sau doar aici? Da, fac serviciu la oi bine? Sunteți mulțumiți, nu? Se împacă bine cu oile. Oi ce aveți, tigăi? Nu. Da, carabaș de țervi. A, sârbești. Tigaie sârbească. Super. O să facem o prezentare și cu voi așa. Acum domnul i-a legat ca să nu ne atace. Ei, îi ține cu oile acolo în mod normal. Dar nu-i scurta, e nici nu de afară. Băi, frică... Da, deci aici avem câte exemplare de tigaie sârbească, nu? Da. Sunt 10 oi și un berbec. 10 oi și un berbec? Da. Și le între ele acum. Și le țineți de frumusețe, nu? Atât de frumusețe ce fac ei din ele, că mai țiu. Vreau să-i dau pe toți. Ca să-i fac pe ei. Mielii, berbec și o fi dau toți. Pe toate are mie. Aha. Cum vi se pare tigaia asta sârbească? Cum vi se pare? Că oi mare față de asta românească noastră. De... E foarte mare, dar nu am e foarte mare, dar ca și calități? Și calitate, de la mine, foarte mare elevată. Sunt foarte mare, adică până acum n-am avut nici eu. Mă astea am cumpărat numai de la unul și ori de vedere. Aha. Noi fac niște oi frumoase, bine îngrijite. Uite, mă uit la ele aici. Ăsta e berbecul, berbec. Mare. O, oh, câte chile să aibă ăsta? Știți că are 100. Peste 100. Are peste 100, nu? Are, cred. E înalt. Frumoase toate de culoare. Mai vrei să le măriți efectivul? Nu. Când încep să fete? Luna care vine efectivul. Deci luna care vine. Ăsta l-am oprit. Îl tai de nuntă. Am înțeles. Și auziți, oile astea sunt pretențioase așa? În opinia noastră, la mâncare, la climă. Adică, nu este, am vrut să iau de-n... Cum să vă spun dumneavoastră? De fermă. Ce mi-a zis ea de-n fermă? Că nu duce la noi oile astea, sârbești, ca de să fie pe stabulație mereu. Deci astea numai pe stabulație? Numai pe stabulație. Să țin. Dar am văzut și țigăi sârbești cu urechea mai lungă. Astea le au un pic mai scurte. Păi nu este original. E metisată. E metisată ca să ții la noi în zona noastră. Și e metisată cu carabașul nostru? Nu. Carabașul al lor, original. Și asta de aici, văd că e altul. Ăsta e... Păi nu tai să taie, să nu rămâne. Aha. Da. Să vă trăiască, ce să zic. Da. Ați mai avut și alte rase? Da.
Și dintre toate rasele, care vi se pare cea mai bună de oi? La lapte și la ce? Astea, nu? Da. Aha. Lapte cam cât dă așa la... Nu știu, ciobane știi. Ah, de la ciobane nu le țin eu. Eu le țin de frumusețea, dacă să mă ocupați. Am înțeles. Da. Nu. Foarte bine. Vă salutăm de aici, de la Gârbovi. Sper că v-a plăcut videoclipul. Sănătate tuturor și numai bine!